Deși au pierdut partida decisivă pentru promovare cu Mureșul Târgu Mureș, finalul de sezon în divizia A rămâne unul cu miză pentru handbalistele de la CSM. Decizia Federației de a organiza un baraj pentru accedere în ligă a reaprins speranțele în tabăra echipei slătinene. Pentru a profita de această șansă, elevele antrenorilor Gavril Cosma și Iulia Păsărică trebuie să se mențină pe poziția secundă în ierarhia seriei, pe care o ocupă cu două etape înaintea încheierii campionatului. În runda din acest weekend, slătinene cele vor întâlni în deplasare echipa din Bistrița. Doar victoria păstrează formația Clubului Sportiv Municipal în cursa promovării. Trebuie să câștigăm la Bistrița, să câștigăm și acasă. Numai în această variantă ne-am aflat pe locul 2 și ne-ar da șanse eventual pentru baraj. Dar în varianta în care pierdem jocul de la Bistrița, se termină și baraj, se termină tot. 15 victorii, 3 înfrângeri și 45 de puncte acumulate reprezintă linia de clasament a celor de la CSM. Echipa slătineană se află la doar o lungime distanță de liderul Mureșul Târgu Mureș.